o zi frumoasă, Balanța. Are de unde să vă meargă mai bine și o să fiți și voi mai atenți cu ce vi se întâmplă, să vă îngrijiți de loc. Venus, de fapt, se ocupă de sănătate, să vă ocupați în mod special. Scorpion, întrevedere cu cineva care vrea să aveți timp pentru niște preocupări comune care va resuscita pentru că vă stimulează creativitatea, resursele interioare. Săgetător, se poate să faceți o achiziție pe bani mulți și să vă luați o casă, o mașină, mobilier nou, ceva care să-i bucure pe ai voștri și pe voi, bineînțeles. Capricorn, e muncă multă, că o fi altă conducere și nu o să vă eschivați de la nicio treabă, oricât de grea ar fi. E în natura voastră să duceți greul până la capăt. Vărsător, poate faceți demersurile necesare să vă luați banii, fie de la serviciu, fie din colaborările din particular, să vă plătiți și voi la timp dările. Pești, cineva de care sunteți atașați, sufletește, vă caută și o să-i puteți citi în privire ce simte pentru voi și se poate să ajungeți la căsătorie, dacă nu sunteți deja căsătoriți într-o relație serioasă de lungă durată. Berbec, sunt chestiuni de discutat între patru ochi cu ființa iubită și poate alegeți un teren neutru să faceți proba sincerității ca să vă meargă și mai bine în relație. Taur, un nou proiect la orizont și o să faceți rost de bani, o să vă și placă tot ce lucrați, că aveți nevoie de o nouă provocare și o să vă faceți treaba ca lumea. Gemeni, o să tot primiți invitații pe la mondenități și nu o să ziceți nu, că sunteți amatori de noutăți, să vă reîmprospătați relațiile de tot felul și e weekend. Rac, o să revedeți niște oameni tineri care vin cu propuneri de colaborare, poate aveți o pasiune comună și o să vă întâlniți ca să vă delectați cu activitățile preferate. Leu, sunt niște bani de recuperat și trebuie să faceți ceva, că s-ar putea să nu vină singur și cu cât trece timpul, cu atât s-ar putea să nu îi mai vedeți, așa că vă rog, insistați. Fecioara, o să îndreptați niște situații, Mercur retrograd se ocupă de asta, mai scrieți un memoriu, intrați într-o audiență, dați telefoane, e-mail-uri și recuperați ce s-a pierdut. Acum e momentul recuperărilor, vă spun. O zi frumoasă!